un jucător joacă cu piesele roșii, un jucător cu cele albastre. Există piese mai grele, 2, 10, mai mari și unele mai ușoare. În total sunt 8. Numărul e destul de arbitrar. Scopul jocului este să punem cât mai multe să punem aceste piese pe această placă aflată în echilibru cu lingiuța de cauciuc. E unul din multele sisteme posibile, se poate agăta cu sfoară de mijloc, fără să cadă placa. Ea se va înclina din cauza greutății piesei, dar nu trebuie să cadă. Bun. Fiecare jucător pune pe rând câte o piesă. Dacă reușiți, cei doi jucători, să nu cadă până la sfârșit, până terminați piesele, veți calcula punctele. Astfel, piesele ușoare se calculează 1 ori punctele de pe culoarea respectivă. De exemplu, pe roz ar veni 4 puncte, pe galben 5 puncte. Piesele mai mari și mai grele se calculează dublu. De exemplu, o piesă roșie pe 3 ar veni 6 puncte. Da. Și vedem cine face mai multe puncte. Mai există o regulă de respectat pe parcursul jocului. Vedeți că există niște felii delimitate cu linii negre. În interiorul unei felii nu am voie să pun decât o singură piesă. De-abia după ce reușesc să ocup toate feliile, am voie să mai adaug o a doua piesă în aceeași felie. Da? Bun. Și astea sunt reguli. Hai să vedem. Hai să jucăm. Încep eu prima? Da. Ți-a trebuit și un adversar. Cine se oferă? Cine se oferă? O dată de două. Hai că altfel joc eu și păcat. Eu. Hai să vedem. Pune prima. Da, asta albastră câștigat.